La fel ca în fiecare an, Festivalul Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene a debutat cu o impresionantă paradă a portului popular, care a pornit de la stadionul municipal Câmpul Moldovenesc și s-a oprit pe esplanada centrală. În centrul municipiului, oficialitățile au întâmpinat formațiile participante la festival cu pâine și sare. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc pe scena amplasată pe platoul central, în prezența unui public extrem de numeros. Bună ziua! Bine ați venit la Câmpul Lung Moldovenesc și aici mă adresez tuturor invitațiilor din cele 6 țări participante la acest mare festival și trebuie să enumăr țările din Polonia, Ucraina, Slovacia, Ungaria, Republica Moldova și România. Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit la Câmpul Lung Moldovenesc din alte zone ale țării, turiști care traversează astăzi, mâine și poi mâine, municipalitatea câmpulungeană. Iată că ne întâlnim după un an de zile la cea de-a 27-a ediție a Festivalului Întâlniri Bucovinene. Od 27 lat w różnych miejscach Europy można usłyszeć, zobaczyć bukowińskie pieśni, tańce, zwyczaje i tradycje. De 27 de ani în diferite culturi ale Europei se poate asculta, viziona și admira cântece, dansuri și tradițiile bucovinene. Kiedy rozpoczynała się pierwsza edycja festiwalu, nikt z nas nie zakładał, że będziemy jeszcze przez 27 lat razem. Când a avut loc prima ediție a festivalului, nimeni nu și-a închipuit că acest festival va ajunge la ediția 27. Am venit la acest festival Întâlniri Bucovinene, un festival unic
în Europa care vreau să vă spun că promovează tradiția, promovează cultura populară bucovineană. Pe parcursul a trei zile la Câmpul Lung Moldovenesc vor avea loc recitaluri susținute de către formațiile participante și un bal al gospodarilor. România care participă cu peste 60 de formații, ceea ce dă forță acestui mare festival care durează 3 zile începând de astăzi și se termină duminică seara. Cu acest prilej, Centrul Cultural Bucovina are și faza finală, faza județeană a altui mare festival, Comori de Suflet Românesc. Pe lângă cele două manifestări, la Câmpul Lung Moldovenesc va mai avea loc un concurs devenit deja o tradiție. De când am venit manager la Centrul Cultural Bucovina, am ținut neapărat ca ansamblul artistic Ciprian Porumbescu să aibă colaboratori de valoare, să nu urce oricine pe scenă cu ansamblul Ciprian Porumbescu. Astfel am inițiat concursul Glas Bucovinean, unde sunt aleși cei mai buni soliști de muzică populară, tineri și vârstnici, pentru a fi colaboratori cu ansamblul Ciprian Porumbescu. Anul acesta avem concursul doar cu vârstnici, sunt înscriși 6 concurenți, sperăm cel puțin 2-3 să fie viitorii colaboratori ai ansamblului Ciprian Porumbescu. Festivalul Internațional de Folclor, Întâlniri Bucovinene, este organizat de către Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, Primăria și Consiliul Local Câmpul Moldovenesc.